Mesajul meu de astăzi, dragi prieteni, se intitulează Ziua Răscumpărării. Despre ce fel de zi este vorba, vom afla. Rugându-mă lui Dumnezeu să-mi dea un gând pentru astăzi, mi-a stăruit în minte un text și invit pe prietenii care pot să ne ajute să-l și afișeze, este cel din Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Efeseni, capitolul 4, versetul 30, spune cuvântul lui Dumnezeu extraordinar ceva definitoriu pentru viața noastră de credință. Și auziți ce spune aici. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Contextul este unul în care noi vorbim multe, spunem cuvinte grele. Cu cuvântul nostru putem ridica sau dărâma. Așa că atunci când ești gata să spui câteva cuvinte, întreabă-te, este pentru dărâmare sau pentru zidire? Când eram adolescent, am citit o carte care se numea Torente, de Anne-Marie Desmarais, din care rețin o frază și spune așa în cartea asta. O relație de dragoste este o relație care se clădește cărămidă cu cărămidă. O vorbă aruncată aiurea poate prăbuși o bună parte din zid, nu din cărămidă, ci zidul poate să cadă. Și textul este prezentat în contextul acesta în care ni se spune niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, ca să dea har celor ce-l aud. Și apoi apostolul Pavel țintește direct în inima mesajului și zice să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluit pentru ziua răscumpărării. Am împărțit mesajul de astăzi în trei momente. În primul rând vom vorbi despre întristarea Duhului. Aseară am început subiectul acesta și am văzut că Duhul Sfânt nu este doar o forță, Duhul Sfânt nu este doar o teorie, o filozofie, ci este o personalitate a Dumnezeirii. De când ne naștem pe lume, în inima noastră lucrează această putere tainică a lui Dumnezeu numită Duhul Sfânt. Ne spune, dă jucăria și prietenul tău de joacă, fii bun, fii calm, zâmbește. În funcție de răspunsul la această lucrare a Duhului Sfânt, noi putem să mergem înainte înspre Dumnezeu sau putem să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Am auzit într-o zi o ilustrație foarte frumoasă și vreau să vă spun și dumneavoastră. Se spune că într-o piață, să zicem la Brașov, erau foarte mulți porumbei. Sunt la Brașov porumbei în piață, acolo? Și un tânăr a dus un pumn de grăunțe. Și a îndreptat pumnul spre porumbel, a deschis pumnul, a venit un porumbel, era gata să ia cu ciocul din grâul care era în palma băiatului, dar când se ia, băiatul a închis pumnul și porumbelul s-a speriat, a plecat câțiva centimetri, apoi iar a deschis pumnul, a venit iar porumbelul și când se ia din mâna băiatului, băiatul era iar și-a închis pumnul, porumbelul a plecat și a mai făcut de câteva ori așa și la un moment dat a deschis pumnul și ce crezi că s-a întâmplat? Porumbelul n-a mai venit. Duhul Sfânt de foarte multe ori este prezentat în Sfânta Scriptură, în mod special cu ocazia botezului Domnului Iisus, ca un chip de porumbel. Uneori lucrează la viața noastră și spune, uite, nu numi răul bine și binele rău. Când ai dat-o în bară, măcar recunoaște înaintea Domnului că ai dat-o în bară. Când ai făcut un lucru bun, să știi că e un lucru bun. Însă repetarea aceasta a respingerii lucrării Duhului, la un moment dat, spune Dumnezeu că s-ar putea să facă în așa fel încât Duhul să nu mai vină, să se întristeze. Eu sunt convins că toți cei care ne aflăm aici în această dimineață nu suntem cei care am întristat pe Duhul Sfânt, că altfel n-am fi putut veni aici. Interesul nostru pentru Dumnezeu este dat tot de Duhul Sfânt, care lucrează în inima noastră. Însă vreau să vă citesc ceva, un pasaj foarte, foarte interesant și chiar dramatic. În Matei capitolul 12 zice cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta, versetul 32. Să citim și versetul 31. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici cel viitor. Ce înseamnă acest păcat împotriva Duhului Sfânt? Dragi prieteni, poate să însemne orice păcat în viața noastră cu care noi credem că Dumnezeu ne acceptă. Iisus când s-a născut, îngerul i-a spus Mariei, El va mântui pe poporul său din păcatele sale, nu în păcatele sale. De aceea în această dimineață
vă invit să stăm pentru câteva secunde în fața propriei conștiințe și să întrebăm, și să ne întrebăm, am eu în viața mea un păcat de care nu vreau să mă las? Vine Duhul Sfânt și zice, uite, nu faci bine ceea ce faci, lasă-mă în pace. Mai vine o dată și zice, lasă-mă în pace. În urmă câțiva ani urcam dealul unui cimitir să predic la o înmormântare. Era undeva în județul Bihor. Și agale, urcam, era greu, Ionică știe localitatea, Bălaia, județul Bihor. Și în timp ce urcam, rugam Domnului să-mi dea un mesaj în sufletul meu, predicasem acasă și am ajuns acolo sus, erau patru băieți care așteptau semnalul meu să coboare mortul în groapă și Duhul Dumnezeu îmi vine în mintea mea și îmi spune un gând și zice, ia vorbește-le acestor băieți, că oamenii tot au auzit predică și zic că am un îndemn din partea lui Dumnezeu și aș vrea să vă întreb, dragi băieți, pe voi care așteptați să puneți sicriul în groapă, ce părere aveți de textul lasă morții să-și îngroape morții. De ce Domnul Iisus Hristos a folosit textul acesta când a vorbit cu unii oameni? Ei se uitau la mine speriați, așa că nu se obișnuia să îi ia cineva în vizor. Și ce să vă spun? Zic, uite, Domnul Hristos spune lasă morții să-și îngroape morții, că de obicei cei care, asta poate nu zic, dar cei care participă la treaba asta, zic, în general sunt insensibili, se îmbracă neglijent, au o lopată lângă ei, abia așteaptă să zică popa amin, să arunce pământul peste sicriu, zic. Dacă totuși voi sunteți morți spiritual și astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, hai să vă îndreptați viața. Deci când am zis, hai să vă îndreptați viața, unul dintre ei a început să plângă instant. Unul din cei patru, dar nu așa, abia stătea în picioare. Doamne, zic, ce am făcut? Am terminat repede, au acoperit sicriul cu pământ și m-am dus la omul acesta și i-am zis, de ce plângeți? Ăsta plângea în continuu, plângea, dar se hohota de plâns. Zic, de ce plângeți? Și el îmi spune, tinere, ce ești tu acum, am fost și eu odată. Zic, cum adică? Zice, am fost pastor. Mi s-a oprit inima, zic, cum? Zice, la o altă biserică, dar zice, alcoolul mi-a ruinat viața. Familia, totul mi-a fost ruinat de alcool. Zic, pentru mine, zice el, ce ai spus tu nu mai e valabil. Eu am păcătuit prea greu și nu mai pot să mă întorc la Dumnezeu. Zic, Doamne, zic, nu se poate așa ceva. Uite, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă spun asta, că aveți o șansă. Domnul zice, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Te rog frumos, primește această carte din partea lui Dumnezeu. Am stat cu el o jumătate de oră în plus după ce s-a terminat înmormântarea. Te rog frumos, uite, Dumnezeu te cheamă. Nu, pentru mine nu mai este nicio șansă, nicio șansă, nicio șansă. Eu nu știu dacă omul acesta a păcătuit chiar împotriva Duhului Sfânt, pentru că doar Dumnezeu știe cine a păcătuit împotriva Duhului Sfânt, dar am fost anul trecut și mi s-a spus că a încheiat alergarea exact la fel, în sărăcie și în alcoolism și a plecat din viața aceasta în felul acesta. Dragi prieteni, orice păcat care ocupă rolul în viața noastră și Duhul Sfânt vine și spune, uite, tu dacă faci treaba asta, eu mă întristez. Lasă-mă că știu eu. La un moment dat, dacă noi nu punem punctul unei vieți de păcat și încercăm să o luăm de la capăt, lucrurile nu sunt bune. Poate să existe întristarea Duhului. Vreau să vă arăt uneori, lucrurile sunt foarte simple. În a doua împărați, capitolul 5, ni se relatează cum un om a păcătuit împotriva Duhului Sfânt. După ce generalul Siriei numit Naaman a fost vindecat de lepră de către omul lui Dumnezeu Elisei, Elisei avea un slujitor care se numea Gehazi. Și după ce s-a vindecat Naaman de lepră, s-a dus înapoi la casa lui Elisei să-i dea daruri și haine de schimb și bani și așa mai departe. Elisei a zis, nu-mi trebuie, du-te-n treaba ta, vezi de treabă. Dar Gehazi, 2 împărați, capitolul 5, versetul 19, după ce a plecat Naaman de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Gehazi a alergat după Naaman, Naaman când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din cars să iasă înainte și a zis, este bine totul? Aceasta este întrebarea Duhului Sfânt. Ești ok? Este bine totul? El a spus, totul este bine, dar stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dă-mi, te rog, pentru ei un talent de argint și două haine de schimb. Un talent însemna 25 de kilograme. Avea minciună prefabricată, avea în gândul lui, lasă că-l mint pe ăsta, eu rămân cu banii, Elisei e fraier, nu poate să
câștige din treaba asta, eu știu. Naaman a zis, fă-mi plăcerea și ia 2 talanți. A stăruit de el, a dat 2 talanți de argint în 2 saci, împreună cu 2 haine de schimb. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelor și au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său Elisei. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? Duhul Sfânt. Ce mai faci? De unde vii? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Elisei a zis, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta, este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, vii, oi, boi, robi și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și sămânța ta pentotdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei, plin de lepră, alb ca zăpada. Observați, Duhul lui Dumnezeu lucrează, te întreabă, ești bine? Fapte, capitolul 5. Spune-mi, te rog, cu atât ați vândut moșioara? Iar Anania se gândește să zică că a dat tot. E foarte tentant să vii în fața oamenilor să zici că ai dat tot, chiar dacă n-ai dat tot. Anania zice cu atâta, zban, judecata lui Dumnezeu peste el. Vine Safira, ziceți-mi, cu atât ați vândut? Da, cu atâta. Zice, cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Tu n-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Întristarea Duhului, dragi prieteni, este catastrofală pentru că pentru ziua răscumpărării noi suntem atrași la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea noi trebuie să răspundem îndemnurilor conștiinței noastre. Conștiința este darul pe care Dumnezeu l-a sădit în mintea noastră. Și trebuie să răspundem. Și știți cum lucrează Dumnezeu? În general, prin prima impresie. Prima impresie. Vezi prostia, te gândești să faci și Duhul Sfânt, nu e bine. Asta e prima impresie de la Duhul Sfânt. După aia vine mintea ta, lasă, Dumnezeu, că și de data asta nu e o problemă, că ascund eu cumva, nu știe nimeni, și mai departe. Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Prin care ați fost pecetluiți. Al doilea moment după întristarea Duhului este închinarea adevărată și sigilarea. Închinarea adevărată este cel mai important lucru în cartea Apocalipsei. Înainte de revenirea Domnului Hristos, care înseamnă, de fapt, ziua răscumpărării, este ziua revenirii Domnului Hristos, așa cum spune crezul creștin, și iarăși va să vie cu mărire și slavă ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Înainte de aceasta, copiii lui Dumnezeu sunt pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu în inima lor. Adică, va fi un moment, dragi prieteni, când Dumnezeu va zice cine este sfânt să fie sfânt și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe. Și această lucrare a pecetluirii, a sigilării, o face Duhul Sfânt. Noi, în calitate de adventiști de ziua 7-a, credem că unul dintre semnele vizibile ale pecetuirii cu Duhul Sfânt este respectarea zilei de odihnă a sabatului. Într-o seară mă aflam cu domnul Octavian Paller pe drum spre casă. L-am luat de la o emisiune și l-am dus spre casă dorind să aflu niște cărți pentru o lucrare pe care trebuia să o fac. Și el se uită la mine și îmi zice, lasă, domnule, cărțile, spune-mi și mie. Zic, ce să vă spun, maestre? Zice, spune-mi și mie cine sunteți voi adventiști. Că am auzit, da. Domnul, zic, aș vrea, prefera să vorbim despre ceea ce ne leagă, nu despre ceea ce ne desparte. Domnule, zice, zi-mi ce deosebire este între adventiști și restul lumii. Și eu încep să-i spun, uitați. Spre exemplu, cuvântul adventist vine de la advenio, venire, care înseamnă așteptători ai lui Iisus Hristos. Noi așteptăm să vină Domnul Hristos. Noi chiar credem că istoria asta nu se va încheia cu o bombă dată de nu știu cine și așa mai departe, și că Domnul Hristos va veni și va salva destinul sinucigașilor acestei planete. Zice, interesant, sunteți în România din ăștia? Zic, da, suntem vreo 100.000 cu tot copii, zic, pe vremea aia așa eram. Și altceva, zic, uite, spre exemplu, am prins eu curaj, zic, noi credem că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și că trebuie să avem grijă de noi, nu consumăm alcool, nu folosim droguri, nu mâncăm alimente pe care Biblia le numește necurate, spre exemplu, zic, nu mâncăm porc. La care el se uită, zice, este așa ceva în România? Zic, da, este, suntem. Am prins curaj, zice, mai spune, că îmi place, zice, în fond, zice, când te duci la doctor, spune să nu bei, să nu fumezi, să nu mănânci carne de porc, asta spune doctorul, zice, interesant. Și îi spun eu, zic, uitați, pentru că ne cheamă adventiști de ziua 7-a, noi ne închinăm în a 7-a zi a lui Dumnezeu, numită sâmbăta, că Iisus a înviat în ziua 1-a săptămânii, și zic, ne închinăm sâmbăta și nu în altă zi, la care el zice, hai, domnule, că asta nu e așa important. O zi de 24 de ore una, o zi de 24 de ore și alta, ce e așa important? Și eu tac. Și înalț așa un firicet de rugăciune și zic, Doamne, dă-mi un gând acum, că, na, omul ăsta e o enciclopedie. Zic, domnul Paul, aveți foarte mare dreptate, zic. Dacă tot nu e atât de important, de ce să nu fie cum vrea Dumnezeu, de ce să fie cum vrem noi oamenii? Pentru că Dumnezeu a zis așa.
A șaptea zi. De ce să nu fie cum vrea Dumnezeu? De ce să fie cum vrem noi? Pentru că în Ezechiel 20:20 zice că v-am dat sabatele mele ca să fie un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. S-a uitat omul la mine îngrozit și zice, știi ceva, așa aici ai dreptate. Dacă tot nu e așa de important, de ce să nu facem cum vrea Domnul? De ce să facem cum vrem noi oamenii? Și noi credem, dragi prieteni, că un semn vizibil al pecetluirii pentru ziua răscumpărării este și această, acest semn pe care Dumnezeu l-a dat între copiii săi și alți copii. Dar vreau să vă mai citesc ceva. În cartea Apocalipsa se vorbește despre o generație de elită care va rezista în ultima mare strâmtorare de pe fața Pământului. Pentru că, credeți-mă, noi trăim cea mai bună epoca istoriei. Da? Nu există în istorie ceva mai prosper și mai bun decât acum. Însă se pare că va veni după această epocă de consumerism și materialism la cel mai înalt nivel o strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Și în Apocalipsa capitolul 14 ni se spune despre o elită care a reușit să treacă prin acest timp al strâmtorării. Și în limbajul biblic se numește 144.000 de sfinți. 12 ori 12, 144. Este un limbaj încifrat, simbolic, care vizează o elită de oameni care vor trece prin necazul cel mare și vor ajunge la Dumnezeu. Dar auziți ce spune Biblia despre oamenii aceștia. Versetul 1, Apocalipsa 14:1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă sigilarea cu caracterul Domnului Hristos în viața noastră. Hristos, dragi prieteni, este singurul model autentic. Da, a venit o doamnă într-o zi la biserică și soțul ei, care nu era credincios, s-a întrebat-o, bă, te-ai dus la pocăiți? Da. Ai vrea să-i cari tu în spate pe toți pocăiții cât fac asta, asta și asta și asta? Ce mă, ești mai bun eu aia? Știu eu, ăștia-și fățarnici, ăștia-și mecheri. Și doamna s-a uitat la el și a zis, dragul meu, zice, tu când te uiți la tabloul cine acea de taină lui Leonardo da Vinci, la cine te uiți? Și el zice, la Iisus, sigur nu te uiți la Iuda. Nu, zice, nici eu nu mă uit la Iuda, care stă la masă cu Hristos. Așa că Iisus este centrul. Zice, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică sabatul este doar semnul vizibil, dar părtășia noastră trebuie să fie cu Iisus, caracterul lui Iisus este în dreptul vieții noastre. Înțelegeți, dragi prieteni? Aceasta trebuie să ne preocupe, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Această lucrare o face Duhul Sfânt. Nu te mai uita la oameni. La un moment dat unul se duce după Iisus și întreabă despre altcineva. Petru se duce după Iisus și întreabă despre Ioan, că auzise că Iisus a zis despre Ioan, dacă ăsta vreau să trăiască până voi veni eu, ce treabă ai tu? Și Petru zice, da, dar cu acesta ce va fi? Și Iisus îi spune, tu vino după mine. Asta e important. Tu, lasă alții, lasă ce face ăla, ce face ăla. Tu vino după mine, spune Iisus. Vrei să fii al Domnului? Vrei să fii pecetluit? Uită-te la Domnul Hristos. După întristarea Duhului și închinarea adevărată și sigilarea urmează al treilea moment. Învingătorii. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Ziua răscumpărării va descoperi, dragi prieteni, suflete de oameni care au învins. Raiul nu o să fie gol, să știți. Iar dacă eu și cu dumneavoastră nu o să fim acolo, o să fie doar din vina noastră. Dar Dumnezeu vrea să ne ducă pe toți împreună cu sine. Ziua răscumpărării și ziua întoarcerii Domnului Iisus Hristos va fi o zi de bucurie, o zi de slavă, o zi în care, să știți, noi ne împărțim în multe categorii astăzi, ortodoxi, adventiști, baptiști, penticostali, catolici și mai departe. În ziua răscumpărării vor fi doar două categorii de oameni. Buni și răi. Atât. În ziua răscumpărării vor fi doar cei care vor spune Domnului, Doamne, când am făcut noi aceste lucruri? Că noi nu știm. Păi ori de câte ori am fost flămând, mi-ați dat să mănânc, ori de câte ori am fost gol, mi-ați dat să mă îmbrac, ori de câte ori am fost bolnav, ați venit pe la mine, am fost în temniță și m-ați căutat. Când? Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, mi le-ați făcut. Pentru că Duhul Sfânt a fost acela care a lucrat în viața noastră. Și vor fi unii care vor zice, Doamne, Doamne, noi am scos draci în numele Tău, am făcut noi multe minuni în numele Tău și Domnul va zice, prietene, nu te cunosc. Păi de ce? Păi am fost bolnav și n-ați venit să mă vedeți. Am fost sărac, n-ați venit să mă ajutați. Am fost în temniță, n-ați venit pe la mine. Mi-a fost sete, nu mi-ați dat să beau. Dar când? Ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, mie nu mi le-ați făcut.
Ziua răscumpărării, dragi prieteni, va descoperi oamenii cu caracterul lui Dumnezeu în viața lor față de oamenii care n-au caracterul lui Dumnezeu în viața lor. De aceea să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Un băiețel, împreună cu tatăl lui, au construit o corabie. O corabie frumoasă, din lemn. Și au construit-o atât de frumos încât toți colegii se minunau și ziceau, uite ce corabie frumoasă, așa mai departe. Ce faceți? Când o lansați la apă? Păi zice, în curând o să o lansăm la apă. Și într-un eveniment așa, ca să se bucure copilul, tatăl a luat corăbioara aceea, construită frumos, și a pus-o exact pe râul care trecea prin localitate și până la urmă au urmărit-o ei ce au urmărit-o, dar s-a pierdut corabia. Imaginați-vă, necaz mare, s-a pierdut corabia, asta e, tata a zis, uite, a luat-o la vale, n-avem ce să facem. După vreo câteva luni, băiețelul merge prin oraș și, cu stupoare, într-o vitrină, descoperă corabia lui la un anticariat. Și zice, tată, tată, vină să vezi, e corabia noastră, hai să vezi. Și întreabă pe anticar, cât costă corabia? Și anticarul zice, atâta. Tatăl bagă mâna în buzunar, cumpără corabia, băiețelul ia corabia în brață și zice, borcuța mea, eu te-am făcut și eu te-am și răscumpărat. Dragi prieteni, filozofia aia cu am o viață, fac ce vreau cu ea, nu este valabilă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este creatorul nostru și El vrea să ne și răscumpere. Din păcat, din necaz, din depresie, din boală, din toate ororile acestei lumi. Vreți, în această dimineață, să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să răscumpere și viața mea, ca în ziua răscumpărării să fiu de partea Ta. Vreau să mă uit la Domnul Hristos, care este modelul meu suprem, și viața mea să fie asemenea Domnului Hristos, pentru că în ziua aceea să fiu răscumpărat. Pentru că Tu m-ai creat și Tu mă vei răscumpăra. Ați vrea să spunem lucrul acesta? Mă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim din toată inima pentru Duhul Tău cel Sfânt care se lășluiește peste această adunare. Și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să nu întristăm pe Duhul Sfânt prin care am fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Doamne, ajută-ne să trăim caracterul Tău și să avem o închinare adevărată. Și ajută-ne, Doamne, ca în ziua răscumpărării să fim învingători împreună cu Tine. Îndepărtează din viața noastră tot ce nu este după placul Tău. Și Domnul Hristos să ne fie modelul și înaintea ochilor noștri, în fiecare zi, persoana Lui să strălucească. În numele Său Te rugăm și îți mulțumim. Amin.